Hei, salut! Hello! Le spunem? Hai să le spunem! Mergem într-o nouă aventură! Merhaba! 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 Nu știu încă exact cum se spune, dar o să aflăm în pe curând. Parcurs. Suntem în Turcia. În? Capadocia. Capadocia. Soră cu Babadocia. Bine, n-are nicio legătură. Tocmai am ajuns de 10 minute și ne-am cazat. Stăm la Monastery Cave Hotel. Este un hotel deschis într-o fostă mănăstire de călugări din secolul XIX. El este foarte interesant deoarece este săpat în stâncă. N-am mai văzut așa ceva până acum, sincer. Nici eu. Bună dimineața! Vă spunem de aici, din frumusețea asta de Capadocia. Astăzi vom face o drumeție de 14 km până la lacul Gorgoli. Cum o fi acolo? Ce să se întâmple? O să vedem! Am început drumeția noastră de astăzi către lacul Gorgoli. M-am uitat la Mihaela pentru că am uitat cum se numea de asta. Nici doi pași n-am făcut în drumeția noastră și deja am intrat parcă pe un alt tărâm. Reliefful Capadociei este asemănător cu cel de pe lună. Asta am citit foarte mult și deja începem să observăm lucrul acesta. Și pe lună trec și mașini, bineînțeles. Cu Gorgoli și cred că mai avem încă pe atât. În schimb, peisajul este mirific. Ce ați văzut voi în stânci sunt casele oamenilor construite pentru a se adăposti de căldură. Ulterior au dezvoltat întregi orașe subterane. Nu știu alții ce condiție fizică au, dar eu n-am. Nu am. Mai avem puțin. Așa foarte zice puțin. De jumătate de oră. Încă urcăm? Încă mai putem, da? Da. Da. Are we there yet? Not even close. Dar ne bucurăm de drum. Nu? Ea întreabă, ea răspunde. Dar mai avem mult. Quick update. Mai întâi vizităm un oraș subteran, apoi mergem la lac și apoi o să mergem să luăm prânzul. Da, prânzul. Eu încep să cred că acest lac nu există. E o iluzie. Mi-a intrat nisip în încălțări. Suntem transpirați. Mergem de 2 ore. Sper să avem un view acolo cum n-am mai văzut până acum. După ce am cucerit muntele și după ce am văzut căsuțele sculptate în stâncă, mergem în sfârșit, să vedem lacul. Dacă nu v-am zis deja, Capadocia înseamnă tărâmul cailor frumoși.
Într-un final, am ajuns. Wow, toată lumea e fericită. Câinii latră. Este super bine. Cam deșert când vezi apă. Oază, care, da? Oază! Am terminat de mâncat. Am mâncat un pește senzațional. L-am fi filmat dacă... dacă nu ne era atât de foame. Exact. Bine, cred că orice am fi avut la masă după drumul de 4 ore, după drumeția noastră de 4 ore, mi s-ar fi părut la fel de bun. Dar peștele ăsta a fost chiar bun. Pește plus iaurt turcesc, nu știu de care, pe pâine prăjită, salată, cartofi prăjiți, mă rog, erau 3 paie de cartofi prăjiți. Am avut 2, ai avut 3? Da. Și... și o apă rece. Și o bere rece. Și o bere rece. Gata, a venit timpul să mergem spre casă. O parte din gașcă s-au dus cu mașina la cazare, cum a făcut și Mihaela. O parte vor pleca pe cai, v-am arătat mai devreme, iar o parte vom merge pe jos. Parte din care o să fac și eu parte. Parte. Cine parte și face parte. Acum am ajuns în cameră. A fost o zi foarte, foarte plină. Puțin obositoare. Am văzut multe locuri spectaculoase. Ne-am hrănit cu peisaje mirifice. Am făcut 16,9 km, 23.000 mai 80 mult. De etaje urcate. Da. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, vă rugăm foarte mult să dați share, să dați un like și, de ce nu, să dați un subscribe, pentru că ne-a ajutat foarte mult. Iar pe voi v-ar ține conectați în permanență la vlogurile noastre. O seară bună vă urăm. Sau, da. Sau noapte bună sau o zi frumoasă în continuare.